Muncitorii ai unei societăți de furnizare a energiei electrice efectuau lucrări în cartierul Găvana 3 din Pitești. Angajații aveau demontat un cablu de medie tensiune, de aceea au săpat un șanț adânc. În timpul lucrărilor, șoferul buldo-escavatorului a provocat o avarie serioasă, locuitorii mai multor blocuri din zona având de suferit. Dorel nu a observat că printre ramificațiile subterane se află și o conductă de gaze. Neatent, el a lovit țeava cu lama utilajului, fisurând-o. Pierderile de gaze și-au făcut simțită prezența printr-un miros persistent. Convinși că există pericolul producerii unei explozii, muncitorii au sunat la 112 și au cerut ajutor. Un echipaj de pompieri a venit imediat la fața locului. Zona a fost izolată, trecătorii fiind rugați să se îndepărteze. Echipa de intervenție a Distrigaz Sud a rezolvat problema, fiind oprită furnizarea gazelor până când conducta a fost reparată.